Salut, eu sunt Andrei Chirbase, sunt PPC Specialist în departamentul de Paid Media. Sunt din Iași, născut în Vaslui. A fost QA tester la o companie de jocuri din România destul de cunoscută. După asta am lucrat într-un call center și apoi am devenit Junior PPC Specialist. Responsabilitatea pentru mine în jobul pe care îl fac la DVF înseamnă să îți asumi ce faci, fie că faci rău sau bine, să te bați cu pumnul în piept că eu am făcut chestia asta și sunt mândru de ea, ori să-ți admiți greșeala dacă ce ai făcut e greșit. Învățarea continuă este absolut esențială din toate punctele de vedere. Nu există o zi în care să zic că știu situația perfect, că acum o să rezolv chestia asta, o știu dinainte, mergem. Întotdeauna este un Google search, întotdeauna este o întrebare față de cineva și simt că DVF îmi permite să învăț continuu, pentru că pot să spun cuiva, uite, eu n-am mai făcut chestia asta, și în secunda 2 să spun, ok, hai facem un call, nu este nicio problemă, uite, așa se face asta, așa se face asta, ai învățat? Da, cred, ok, faci chestia asta și după vedem ce este. Work from home are clar și plusuri și minusuri. Plusurile sunt că îmi fac eu programul oarecum cum vreau, adică dacă am ceva de făcut urgent, pot trimite un mesaj, task-ul se poate decala dacă nu este un call, însă are și minusuri, pentru că 5 zile din 7 eu nu ies din casă, mă trezesc de dimineață, mă pun la birou, același birou pe care îl folosesc și când stau în timpul liber. Deci, are avantaje, într-adevăr, pentru că sunt în confortul casei mele, nu trebuie să mai merg nicăieri, nu trebuie să petrec timp nenecesar, dar are și minusuri, pentru că doar la Happy Thursdays îmi cunosc colegii, cu mulți dintre ei nu interacționez profesional, însă sper să ajungem acolo. Ca specialist PPC, într-o mână trebuie să ai analiza statistică și să ai cifrele la tine și într-o parte trebuie să ai creativitatea. Trebuie să știi pe ce date te bazezi în deciziile tale, dar în același timp tu trebuie să te ocupi de copii, de direcția în care se duc reclamele și mai ales creativitatea se manifestă prin faptul că tu trebuie să-ți dai seama cum să folosești datele. Succesul se poate manifesta de la cele mai mici forme, într-un call în care clientul îmi spune că e super mulțumit de ce s-a întâmplat în campanii, la forme înalte, în care îți spun managerii că sunt foarte mândri, că văd growth, că se vede că pui pasiune, că pui interes, dar în principal succesul pentru mine e să învăț efectiv ceva nou în fiecare zi, câtuși de puțin. Singura chestie pe care ar trebui să o știi, deși sună ciudat, e ceea ce nu știi și chestia pe care trebuie să o ai neapărat e dorința să știi. Dacă ai drive-ul să afli și mai ales interesul să întrebi, o să afli, o să știi și o să și faci.